Pe vremea mea, nici vorbă de lecții și învățat pe timpul verii. Dar iată că s-au schimbat lucrurile. Școala de vară este la modă. Colega noastră, Florentina, are toate detaliile. Bună, Florentina! Bun găsit! Într-adevăr, școala de vară este la modă, iar alături de mine sunt aproximativ 20 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, care învață chiar în aceste momente cum să fie prietenoși cu mediul înconjurător, prin intermediul mai multor experimente, dar și machete. Mai multe detalii ne oferă chiar în aceste momente Teodora Iacob, este președintele Asociației Nature Talks. Bun găsit! Teodora, spune-ne puțin ce avem aici, pentru că văd foarte multe machete și foarte mulți copii încântați. Bine ați venit la școala de vară Eco. Practic am transformat grădina Muzeului Național al Literaturii Române într-o școală mobilă de mediu și am pregătit într-adevăr mai multe machete, experimente și jocuri, astfel încât să facem pentru copii un atelier cât mai interactiv. De ce? Pentru că subiectele legate de mediu nu sunt întotdeauna cele mai ușoare, mai ales că în școală nu învățăm neapărat foarte multe la vârsta lor. Așadar, aici avem machete în care am pus zone legate de munte, de pădure, de mare, astfel încât copiii să ne spună odată ce gesturi mai puțin frumoase facem în aceste zone și să aflăm împreună soluții, ce putem face frumos și bun pentru mediu. Și pentru că suntem la Muzeul Literaturii Române, am pus și cartonașe cu poezii sau cu citate ale unor autori celebri, astfel încât să ne legăm de locul unde ne aflăm și cu ajutorul autorilor cunoscuți să învățăm despre mediu. Și hai să vedem ce au învățat și copiii, nu? Da, într-adevăr. Spune-mi, te rog, ce greșeli fac oamenii când merg la plajă, spre exemplu? Greșelile care oamenii le fac, de exemplu, la plajă, sunt, de exemplu, aruncarea gunoiului pe jos. Acesta ajunge în mare și... Ce se întâmplă cu viețuitoarele din mare? Mor, de exemplu. Din cauza plasticului pe care îl găsim acolo. Și ce ar trebui să facem în acest caz? Să nu mai lăsăm, de exemplu, plasticul, gunoiul pe plajă. Mulțumesc foarte mult! Uitați că toți copiii învață aici foarte multe lucruri folositoare. Să mergem mai departe, Teodora. Ce mai avem aici în această zonă? Aici am pregătit un mic colț de risipă alimentară. Despre risipă am adus fructe și legume din plastic care să reziste la aceste temperaturi ridicate și le explicăm copiilor cum să depoziteze corect aceste produse și, mai important, ce să fac atunci când merg la cumpărături, astfel încât să nu cumpere în exces. Odată ce cumpărăm în exces, automat vom arunca la gunoi noi mare parte din ce cumpărăm. Și o să rog pe Timea să ne spună ce a învățat ea despre risipa alimentară. Am învățat că nu trebuie să cumpărăm mai mult decât ne trebuie, să ne facem o listă de cumpărături, să ne ținem de ea și să ne luăm în farfurie exact atât cât trebuie să, cât putem să mâncăm ca să nu facem risipă. Și dacă se strică vreun aliment, dacă îl putem refolosi, să o facem, pentru că este foarte păcat de alimente. Uitați cât de mult au învățat copiii în doar câteva zeci de minute. Hai să continuăm, Teodora. Ce mai avem aici? Avem și un experiment? Da, un experiment legat de poluare care ne arată cum ne afectează tot fumul acela negru și urât care vine de la mașină. Aici o machetă cu deșeuri îngropate, aruncate la întâmplare, ca să le spunem copiilor în câți ani dispare ce aruncăm noi la întâmplare pe jos. Aici este o machetă cu surse regenerabile în partea dreaptă și în partea stângă cu surse poluante, extracții de petrol. Și surpriza atelierului, aici de fapt sunt cei mai mulți copii, un mic atelier de plantare. Bun, haideți să vedem ce plantați aici, copii. Tudor, spune-ne ce plantezi acolo. Haideți, spune-ne. Vrea să ne vorbească Amalia? Ce plantezi? Multe flori de sezon, nu-i așa? Avem aici și copii emoționați. Iată că asta este surpriza acestui atelier. Dar cine îmi spune mie ce a învățat? Ia, Luca aici de față ne va spune ce a învățat mai exact de la acest atelier. De la acest atelier am învățat că despre flori, că trebuie să le uși și trebuie să le pui semințe și dacă e pământ tare, trebuie să bagi cu mănușa și să faci așa, să tamponezi. Foarte bine, mulțumim foarte mult. Așadar, părinți, dacă vreți să vă înscrieți copiii la astfel de ateliere de mediu, o puteți face chiar pe site-ul asociației naturetalks.ro, pentru că aproximativ 400 de copii pot avea parte de această școală de mediu și de toate informațiile necesare până pe data de 19 august.